Ивана Бруштена. Astăzi comunitate suntem împreună cu Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua, domnule Negrescu și bun Bună venit! Bună ziua, bine v găsit. Bun venit! Suntem în legătură prin Zoom. Voi, cei care știți că ne ascultați pe 98,3 sau bucureștefm.ro, ne și vedeți pe pagina de Facebook București FM. Domnul Adrian Negrescu are o experiență de 28 de ani în consultanță economică, marketing și promovare. Este managerul unei agenții de consultanță economică, Frames. Și spuneam că astăzi facem Calcule. Din păcate, viitorul din punct de vedere financiar nu arată foarte roz pentru noi, oamenii obișnuiți. Vorbim despre impozite mai mari, taxe mai mari, TVA mai mare. Asta s-ar putea să ne aștepte de la 1 ianuarie 2025, domnule Negrescu? Care este probabilitatea? Da, e posibil. E posibil. Acum arată situația bugetară în momentul de față. Doar dacă, printr-o minune, autoritățile găsesc soluții pentru a reduce deficitul bugetal, pentru a reduce datoria publică, s-ar putea să nu asistăm la creștere de taxe și impozite, dar asta ar trebui să ducă, într-adevăr, la, la o campanie extrem de eficiența a statului în a colecta mai mulți bani la buget, de exemplu din TVA, unde noi nu colectăm undeva la nivel de 50 de miliarde de lei în fiecare an. Practic sunt bani care rămân în economia subterană. Ei, să implementăm cu adevărat digitalizarea și să reușim într-adevăr să reducem cheltuielile publice, mai ales în zona angajaților și a cheltuielilor cu bunuri și servicii. Da? Ei, acele piramide de borduri, panseluțe care se schimbă, borduri meteosensibile pe care le tot le schimbăm de la, de la un sezon Altul, adică să stânge puțin cureaua. Asta este soluția pentru a evita, până la urmă, creșterea taxelor, care, din punctul meu de vedere, este aproape iminentă în 2025, imediat după alegeri. Adică vorbim cu adevărat despre miracole, despre minuni. <laughs> da, putem vorbi despre minuni în România, pentru că în alte țări s-au luat măsuri de austeritate, de restructurare a cheltuielor publice, de n-au ajuns în situația în care suntem noi în momentul de față. Suntem în singura țară din Uniunea Europeană în deficit, procedură de deficit excesiv. Adică ce, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că cheltuim de la bugetul de stat mai mulți bani decât ne permitem, decât adunăm din taxe și impozite. Diferența în momentul de față e undeva la nivel de 3,2% din produsul intern brut. Și atenție, acesta este Deficitul bugetar după primele patru luni. Noi ne-am asumat în fața Comisiei Europene ca până la finele anului să avem un deficit bugetar de 5% din PIB. Adică e aproape imposibil să ne încadrăm în ținta asta de deficit dacă continuăm într-adevăr cu aceste cheltuieli, acest iureș al, al cheltuielilor cu iz electoral, multe dintre ele, pe care le vedem din păcate puse în practică de autorități în acest an puternic electoral. Ei, aici este cheia problemei. Dacă vor reduce cheltuielile, dacă și dacă vor face reforme, într-adevăr lucrurile vor arăta mai bine. Altfel, de la 1 ianuarie ne așteaptă scumpirea atât la, la, pe zona de consum, și mă refer aici la TVA, la, la toate taxele care țin de dinamica economiei, cât și la impozite și taxe. Și cred că, în primul rând, interesează pe ascultătorii dumneavoastră taxele pe casă, pe mașină, și mașină. care ar putea să crească semnificativ, într-adevăr. Exact asta este și întrebarea, presupunând că mergem în logica lucrurilor cunoscută și nu ne așteptăm la minuni și nu ne așteptăm să se dea cineva de trei ori peste cap și să se schimbe radical lucrurile, să presupunem că de la 1 ianuarie 2025, exact asta se va întâmpla, ceea ce vorbim noi acum. Cât ar putea să crească impozitele pe case și pe mașini, cam la ce am putea să ne așteptăm, și TVA-ul. Noi, ca să vă explic așa simplu, dacă acum un apartament în București, în centru capitalei, este impozitat în funcție de suprafața acestuia, da? Ei, de la 1 ianuarie anul viitor, probabil va fi impozitat în funcție de valoarea de piață. Iar valoarea de piață un unui apartament de două camere în centrul Bucureștilor a trecut de 100.000 de, de euro. Ei Din această perspectivă, impozitele s-ar putea să fie duble, sau că nu chiar triple, față de ce am plătit în 2024, pentru că se schimbă modul de calcul, iar această evaluare. Valoarea locuințelor, atenție, va fi făcută de către un studiu de piață realizat de Uniunea Notarilor din România cu ajutorul unor experți în evaluare imobiliară. Deja în contractele de vânzare, cumpărare, încheiate pe zona asta de tranzacții imobiliare în 2024, deja dacă vă uitați foarte atent la finalul contractelor, veți vedea că este trecută și valoarea de piață a imobilului, care bineînțeles e posibil să difere față de valoarea la care a fost încheiată tranzacția. Hei, asta este un, o taxă care va crește impozitul pe locuință, pe teren, pe spațiu comercial și asta va afecta foarte mult mediul de afaceri. Și de asemenea nu este exclus ca ori de la 1 ianuarie, ori de la 1 iulie anul viitor, în funcție de cum va decide viitorul guvern, să vedem o creștere a taxei pe mașină, da, pe automobile, să vedem o taxă ca în Germania, ca să zic așa, vom plăti impozitul în funcție de vechimea mașinii și de capacitatea cilindrică și de norma de poluare. Ei, asta va aduce într-adevăr o creștere semnificativă a impozitelor pe mașină în România, care medie unde sunt undeva la nivel de 60-70 de lei în momentul de față. De ce? Pentru că mai mult de 70% din parcul auto din România, adică din mașinile pe care noi le deținem, sunt mai vechi de 10 ani. Ei, vor, vom plăti cu vârf și dacă avem mașini mai vechi, vom ajunge ca nemții care atunci când o maș mașina pe care o cumpără trece de 5 ani vechime, se duc repede și o schimbă, fac un leasing sau încearcă o altă variantă pentru a nu plăti taxe mai mari decât costă leasingul, cât costă rata la leasing. Ei, din această perspectivă și la noi se vor schimba lucrurile pentru că într adevăr mergem pe ideea asta de, de a reduce poluarea, de a reduce traficul în marile orașe și de a elimina din piață uh, mașinile astea care sunt vechi, poluante și care uh, prezintă inclusiv risc de accidente. E o politică la nivel european pe care noi va trebui să o implementăm din 2025 și în țara noastră. Și care vor și costa mult ca să ne convingă odată în plus să scăpăm de ele, să luăm ceva mai nou. Da. Din, uh, din păcate, da. Bun, la capitolul TVA-ului, acolo unde unde și cât ar putea să se schimbe lucrurile, pentru că un TVA care dacă... crește, crește prețul, clar. Dacă ar fi să luăm în calcul viziunea optimistă a premierului Celacu, care zilele trecute ne va ne povestea de faptul că nu va crește TVA-ul, că el a ținut practic TVA-ul în 2024 la nivelul actual și că în ciuda presiunilor care s-au făcut nu a crescut TVA-ul, ei, hey, în 2025 lucrurile s-ar putea să se schimbe, de, pentru că TVA-ul este cea mai simplă taxă și cea mai ușoară modalitate prin care statul adună bani la buget. Că Pentru că TVA, adică taxă pe valoare adăugată, plătim cu toții, prin bunurile alimentare, prin servicii, prin bunurile, la tot ceea ce consumăm, tot ceea ce plătim noi în economia asta, se aplică TVA. Ei, hey, TVA-ul la momentul de față este la 19% cu încă două cote reduse de TVA, de 5 și 9%, la alimente, la medicamente, la servicii sociale. Sunt două variante în momentul de față luate în calcul de Ministerul Finanțelor. Ori o creștere de la 19% la 21% a TVA-ului general, da, cotei de TVA general și menținerea celor cote reduse de TVA la alimente, la medicamente și la alte servicii. Ori într-adevăr o eliminare practică a cotelor reduse de TVA și asta ar însemna o scumpire a alimentelor și a medicamentelor, care de asemenea apropo azi a venit datele la INS pe vin inflația, medicamentele s-au scumpit față de anul trecut cu 24%. Ei, hey, suntem campioni și pe, pe Segment la nivel european la scumpit de medicamente. Deci există dou aceste două variante. Alternativa la, la creșterea TVA-ului, care din punctul meu de vedere va duce la creștere de prețuri, la încă un val de inflație, este într-adevăr să adun mai mulți bani din, din TVA-ul ăsta care nu se colectează în momentul de față și care e undeva la nivel de 50 de miliarde de lei gaură în buget. Dacă noi am adunat la buget pentru o colectare mai bună TVA-ul ăsta care nu se încasează, adică aproape 10 miliarde de euro, n-ar mai trebui să creștem cota de TVA. Dar aici ține de politicile economice ale viitorului guvern, de modul în care vor trata până la urmă, situația și. Ce-și vor dori? Să, să adune banii din PIX printr-o simplă decizie guvernamentală sau până să pună într-adevăr anaful la treabă și să recupereze bani din economia asta subterană, care, din punctul meu de vedere, se adâncește în, în această perioadă pe fondul creșterilor de taxe la 1 ianuarie? Nu mai bine ne străduim să colectăm TVA-ul acela care o, nu doamne. ajunge unde trebuie decât să punem o presiune suplimentară pe populație? Mă gândeam Ar la fi faptul... Ar fi bine să fie bine ca să nu fie rău, ca să se așa, dacă la asta s reduce momentul de față politica fiscală a guvernului, pentru că nu avem niciun indiciu. Legat de ce măsuri fiscale vor lua de anul viitor, suntem doar la capitolul declarații politice, care, bineînțeles, trebuie înțelese din considerentul ăsta electoral. Categoric, mă gândeam la ceea ce ați spus dumneavoastră nu cu multă vreme în urmă, suntem campioni europeni la creșteri de prețuri. Da, suntem, campioni în general suntem acolo unde nu ne-am dorit să fim, dar calculează cineva și costurile sociale și dacă le calculează, se ține și cont de ele atunci când se iau hotărârile astea. Se calculează, uitați-vă că într-un fel sau altul mai crezi niște venituri în România, crez veniturile bugetarilor cu 5-10% în perioada asta, vor fi recalculate și pensiile din septembrie, se încearcă într-un fel sau altul să se ofere mai ales categoriilor defavorizate niște ajutoare pentru a compensa până la urmă această presiune inflaționistă care ne face ca banii pe care noi îi câștigăm să vă din ce în ce mai puțin de la o lună la alta. Ei, în momentul de față, apropo de inflație, azi au venit datele de la Institutul de Statistică, suntem cu inflația la 5,1% față de 5,9% câte era luna trecută. Pare un lucru pozitiv, pare că se temperează scumpirile. Dar în realitate, dacă ne uităm la toate celelalte țări din Uniunea Europeană, suntem și probabil vom fi și luna mai campion european la scumpiri pentru a cincea lună la rând, pentru că inflația în celelalte țări din Uniunea Europeană undeva pe la 2-3% maxim. La noi este 5%, da? Și mai mult decât atât, avem scumpiri la în continuare la produsele alimentare, avem scumpiri la servicii, care din punctul meu de vedere sunt campionul scumpirilor, 9,29% scumpiri la servicii, adică ce înseamnă servicii? Înseamnă tot ceea ce cumpărăm noi când mergem de pildă la salonul de coafură, când angajăm un, un meseriaș să ne repare prin casă, când angajăm o companie de transport, de marfă, logistică, toate chestiile astea care țin de servicii, toate astea s-au scumpit cu 9,29% luna mai față de aceeași perioadă din, de anul trecut. Nici la alimente nu stă mai bine dacă mă uitam pe pe scumpirile față de aprilie, de exemplu, față de luna precedentă, avem scumpiri la cartofi în continuare, mâncarea săracului, da? la fructe, la ulei, la țigări, la detergenți, care de asemenea sunt în continuare foarte, foarte scump, o scumpire de 23,7% față de aceeași perioadă din anul trecut și de 0,1% față de luna precedentă. Da? Deci, în continuare, prețurile în România continuă să crească. Faptul că se temperează inflația, adică nu mai avem o inflație de 12% cât aveam anul trecut sau chiar de 17% cât am avut în 2022, e un lucru pozitiv, dar asta nu înseamnă că trăim mai bine, că banii noștri valorează mai mult. Din potrivă, scumpirile astea se acumulează de la o lună la alta și fac ca banii pe care noi câștigăm să valoreze mai, mai puțin. Ar trebui să avem dezinflație, adică scăderi generalizate de prețuri, pentru că într-adevăr să simțim că banii pe care îi câștigăm valorează mai mult. Nu simțim asta și suntem aici în studioul București FM. Trei doamne care fac cumpărături și știu ce înseamnă un coș. S-au scumpit nu doar una, alta și încă una, s-au scumpit toate și per total diferența este foarte mare. Cu siguranță simte asta toată lumea. Ați folosit și dumneavoastră expresia mai devreme aceea cu strânsul curelei și bă, e bă, o sintagmă care revine frecvent cu strânsul curelei, numai că știți, uneori și cureau asta ajunge să nu mai aibă destule găuri. <laughs> Într-adevăr, deja. Cred că România au strâns-o în ultimii doi ani de zile. Până la limita extremă, ca să zic așa, pentru că uitați-vă puterea de cumpărare cât de mult a scăzut în România. Uitați-vă că, toată, apropo, de date statistice, am văzut de la Institutul Național de Statistică, o familie cu doi copii are nevoie în momentul de față în România pentru a avea un trai decent, da, adică nu ceva ieșit din comun, de aproape 2000 de euro pe lună. Oare câți dintre români câștigă 2000 de euro pe lună, adică aproape 100 de milioane, 10.000 de lei, da, în așa fel încât să-și permite să aibă un trai decent, mai cu seamă dacă au și copii. Și atenție, acela e un calcul cât de cât optimist, pentru că eu vorbesc din experiența proprie: am doi copii mici. Uh, deci și costă din ce în ce mai mult. Știu că cheltuielile cu copiii în ziua de astăzi să, să le cumperi tot ce au ce au nevoie, să le cumperi haine, îmbrăcăminte, încălțăminte, să le cumperi niște produse sănătoase da, pe care copiii ăștia să le mănânce, costă, costă foarte mult. Și asta în condițiile în care să nu uităm. Noi am crescut TVA-ul la produsele astea sănătoase, ecologice, de la 1 ianuarie de la 5 la 9%. Deci, practic, am dat... Le considerăm uh, de lux, da. Lux Așa uh, este. Da, a a Spomenit aici de bă, un venit în euro și asta bă, e, un, e un lucru interesant. Mă gândeam că Uh, comparațiile nu ne avantajează. Întotdeauna în situații de genul scumpirilor sau de genul introducerii unor taxe se spune și în Uniunea Europeană se plătește sau și în Uniunea Europeană cresc cu 5%, cu 10% sau cresc prețurile. Niciodată nu se face corelația cât se câștigă în Uniunea Europeană un salariu și cât Correct. se câștigă în România. Ca să vorbim de comparații. Întotdeauna vom fi în dezavantaj. Așa este. Gândiți-vă că suntem pe primul loc la cheltuielile cu produse alimentare de bază uh, la nivel european. De ce? Pentru că avem, din păcate, salariile printre cele mai mici. Poate Bulgaria au salarii mai mici decât noi, dar în uh, condițiile în care tu ai o limită financiară pe care o câștigi în fiecare lună și produsele alimentare se scumpă, bineînțeles că dai cei mai mulți bani pe mâncare, că nu poți să stai să faci foamea uh, așteptând vremuri mai bune. Și de, a, de aici ajungem, din păcate, în acest clasament negativ să dăm uh, cei mai mulți bani pe mâncare. Obiceiurile de consum s-au schimbat și la noi. Adică, uitați-vă că nu mai risipăm atât de multă mâncare cât risipeam acum 5 ani de zile, când era creștere economică, totul arăta pozitiv și lumea cumpăra cu, cu căruciorul de la hipermarket. Ei, acum mulți dintre români, și chiar la dumneavoastră la București, fel spuneam anul trecut, au ajuns să meargă la hipermarket ca la muzeu. Să intre acolo, să admire produsele și să nu și le permite, sau să cumpere la asta de gramă. Asta este muzeul pătrunjelului, ca să zic așa, o expresie pe care am văzut-o în trecut, dar a devenit realitate. Ce Român, Ce ne-am face dacă, dacă n-am ști să facem has de necaz? Că ăsta e talentul ha, da, nostru, corect, numărul 1. Da. Să reușim să stoarcem un zâmbet chiar și în situațiile cele mai grele. Da, nu, totuși nu este normal, chiar așa, acceptând să privim cu, cu detașare lucrurile, nu este normal să reușești să supraviețuiești de la o lună la alta, nu să trăiești. Da, este, este o problemă cu, cu puterea de cumpărare în România și sper că autoritățile, politicienii, cei care ne cer votul, da, în perspectiva alegerilor europarlamentare și a, form și a formării noului guvern, parlamentare, nu europarlamentare, de europarlamentare am scăpat, da, să, să înțeleagă acest lucru, că până la urmă, pentru ce guvernează, pentru ce trimitem acolo în Parlament, pentru a face legi și a construi, practic, programe, în așa fel încât viața noastră să fie din ce în ce mai bună, nu să suferim din ce în ce mai mult, pentru că înseamnă înseamnă că sunt niște proști administratori ai banului public, de reușesc să, să ne să se țină inflația, de exemplu, la un nivel dublu față de celelalte țări europene. Suntem în continuare campioni europeni la inflație și probabil vor rămâne și în perioada următoare până la finele anului pe primul loc în Europa la capitolul scumpirii. Și te întreb, oare pentru ce plătim ace pe acești oameni din taxele noastre dacă nu reușesc într-adevăr să ia niște măsuri macroeconomice menite să reducă inflația, așa cum au făcut toate celelalte țări din Europa de am ajuns noi să fim la coada Europei la, 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 acest capitol. Cred că e vorba de sau de, de știință și de interese, pentru că statul este interesat într-un fel sau altul să avem inflație în România. Știți de ce? Pentru că prin inflație, adică prin creșterile astea de prețuri, statul adună mai mulți bani la buget, din taxe și impozite. Și asta înseamnă că um, își acoperă cheltuielile pe care le are din ce în ce mai mari cu salariile, cu pensiile, cu cheltuielile de funcționare statului, iar pe de altă parte diluează datoria publică. Și pe el asta îl interesează, să stea mai bine în, 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 în zona asta macroeconomică decât să dea mai bine pentru populație. Ei, Cred că ar trebui și noi, vom, când vom merge la vot, de pildă în toamnă, să ne alegem europarlamentarii, să ne gândim până la urmă, urmă, oare trăim mai bine, arătăm mai bine, ne este mai bine în momentul de față față de cât era acum patru ani de zile? e Aici e un mare semn de întrebare. Parlamentarii, parlamentarii, parlamentarii favorizat. Da. La parlamentare, așa, da. Așa, cei care ne reprezintă aici la noi acasă. Vă aduc aminte tuturor, suntem în comunitate astăzi împreună cu Adrian Negrescu, analist economic, și facem calcule, așa cum vă spuneam și la începutul acestei emisiuni. Bine, am povestit până acum ceea ce este foarte posibil să se întâmple de la 1 ianuarie 2025, dar până acolo se. Întâmplă și alte lucruri. De exemplu, o, foarte, iulie. foarte aproape de noi, 1 iulie 2024, crește prețul la accizele și, în consecință, prețul la carburanți. Pentru a doua oară în acest an, gândiți-vă că nu am mai crescut accizele odată la carburanți de la 1 ianuarie. Asta e a doua creștere de accize care va face ca prețul litrului de carburant, adică de benzină și motorină, să crească cu cel puțin 40 de bani pe litru. Adică, dacă acum ești 7 lei la pompă un litru de, de benzină sau de motorină, ei, va fi 7 lei și aprobab, probabil 7,50 lei. 50, da? Ei, toate astea, toate toate costurile astea mai mari cu carburanții vor genera inflație, adică vor genera creștere de prețuri, pentru că toate firmele vă duce... Bo... Da, în lanț, bineînțeles. Cred că nu mai înțeleg, nici să înțeleagă că orice, scumpir, orice creștere de taxe duce la scumpiri. de am ajuns să avem cea mai mare inflație, pentru că am crescut taxele în 1 ianuarie. Ei, și mai mult decât atât, intervine un alt lucru, care pare pozitiv la prima vedere, această creștere a salariului minim pe economie. Atenție, a doua oară în acest an, adică este singura țară din Uniunea Europeană care crește în salariu minim de două ori pe an. Da? Ei, an electoral, nu zice nimeni. Da. E o problemă pentru companii, pentru majoritatea companiilor din România, inclusiv pentru micro acolo unde chiar dacă ai un singur salariat, să vină guvernul să-ți dicteze creșterea salariului minim, înseamnă costuri în plus. Gândiți-vă că pe lângă banii pe care oamenii îi primesc în mână salariu, firmele mai dau încă 42,5% bani pentru taxele pe salarii, da? adică mai trebuie să facă roșii de bani a găsi de -a statului român. Hei, când crești salariul minim cu 240 de lei, cam atâta e media da? de creștere, oamenii vor primi 240 de lei în mână. Asta înseamnă undeva la nivel de 2 lei pe oră, adică de 2 lei speranțe. Da? Dar, pe de altă parte, e posibil ca firmele care vor fi nevoite să crească salariul minim să ducă toate aceste cheltuieli mai mari cu forța de muncă în prețuri și în servicii, adică în ceea ce vând ele. Da? Ei, hey, din această perspectivă ne așteaptă încă o val de inflație care va face că ceea ce s-a decis așa să ni se dea cu o mână, bine, firmele dau, da? să ni se ia cu două prin inflație. Așa că e un fel de exercițiu de scamatorie din punctul meu de vedere financiară care, pe care o vom vedea inclusiv în zona creșterilor de pensii. Pentru că dacă te uiți exact la cum arată radiografia creșterilor de pensie de la 1 septembrie, veți vedea că majoritatea pensionarilor nu se vor alege cu mai mulți bani în mod real în buzunar. Adică nu vor avea o viață mai bună începând cu 1 septembrie, pentru că ei avem inflație și pentru că banii pe care îi primesc în plus 200, 300, 500 de lei se vor eroda puternic în prețurile din magazine. Ce cumpărai cu 100 de lei acum 2 ani de zile și ce încuperi în momentul de față. Deci e o măsură care, din punctul meu de vedere, va accentua mult problemele din economie, pentru că e posibil ca multe întreprinderi să se închidă. De ce să plătesc salariul pe micro întreprindere când mai bine închid Jobul respectiv, nu mai dau nici bani statului și iau banii la negru, să iau prin dividende, da? din micro-întreprindere. Mai mult decât atât, multe dintre companii, gândiți-vă că sunt angajați care sunt plătiți cu multiplu de salariu minim pe economie. Deci nu vor crește doar salariile celor 1,8 milioane de români care sunt plătiți cu salariu minim, ci și alte multe sute de mii, dacă nu chiar milioane de salarii, care sunt legate de salariu minim. Și asta înseamnă o cheltuială uriașă. Pentru, pentru companiile din România. Nu le plânge de milă, nu este -mi nimeni de chestia asta, dar înseamnă un cost în plus. Și atunci când ai un cost în plus pe business, bineînțeles că cer să-l duci mai departe. Și tot consumatorul, adică cel care scumpără produsele, serviciile tale, îl va plăti, că doar nu să-l și din, din propriul buzunar. Cum s-ar putea opri rostogolirea bulgarului acesta de, de scumpiri, inflație, că e un cerc vicios aici? A, cât că sunt multe soluții. În primul rând să nu mai creștem taxele. Asta ar fi prima măsură pentru că s-a văzut. În momentul în care au crescut taxele de la 1 ianuarie, gândiți-vă că am triplat taxele pe cifra de afaceri a micro 800 de mii de micro avem în România. Da? Ei, să nu mai creștem taxele, ăsta e primul lucru, pentru că dacă crești taxele, crești și prețurile, bineînțeles. Și în al doilea rând să încercăm să vedem cum facem ca resursele pe care companiile din România le folosesc, și mă refer aici la energie, la gaze, la carburanți, la tot ce înseamnă materii prime, să fie mai ieftine decât sunt în momentul de față. Da, uite, vestea bună și hai să mergem și pe, pe zona asta de vești bune. Gazele s-au mai ieftinit la nivel statistic, la fel și energia electrică față de luna precedentă. Asta mă refer la luna mai, că acum avem datele de pe luna mai. Dar asta nu înseamnă că prețurile de la noi sunt printre cele mai bune din Europa, cu toate că noi ne producem aici din, cu companii de stat din România, ne producem energia și gazele. Din potriva, avem niște prețuri mari la energie și gaze, mai mult decât atât, companiile din România plătesc cel mai scump curent electric din Uniunea Europeană. Păi, și dacă pe tine te costă să plătești cel mai scump curent electric. Normal că duci mai departe costul ăsta în inflație, în prețurile produselor și serviciilor pe care le comercializezi. Deci, cred că trebuie umblat și la plafonele alea de preț la energie și gaze, care mențin artificial, din punctul meu de vedere, prețurile la energie și gaze la un nivel foarte, foarte ridicat. Iar în ceea ce privește carburanții, păi să nu uităm că 60% din prețul fiecărui litru de carburant îl reprezintă taxe plătite statului român. Ar, ar trebui să avem benzină și motorina mult mai ieftine decât în momentul de față dacă statul nu ar mai fi așa de dornic să, să ne taxeze cum ne prinde și pe unde ne prinde da? din, consumând benzină, consumând energie, consumând gaze, consumând orice Consumând în, orice. În Senzația română. este că statul vrea da. să stoarcă și pietrele ca să, ca să mai câștige ceva. Da, da. Uh, azi da azi... e bine. Mulți evită chestia asta și de-aia spuneam puțin mai devreme un lucru absolut alarmant din punctul meu de vedere că crește evaziunea fiscală. Sunt mulți oameni care lucrează din ce în ce mai mulți oameni care lucrează la negru și din ce în ce mai multe companii care prefer să nu mai taie factorii, să nu mai elibereze bonuri de casă și să lucreze la negru în speranța de a se salva din, din perspectiva asta financiară extrem de dificilă pe care, pe care o au. Dumneavoastră ați exprimat la un moment dat, tot acum, recent, o părere care nu sună bine deloc. Mă aștept la un îngheț al fondurilor europene în perioada următoare. Multe lucruri se fac în România cu fonduri europene. De ce un îngheț? 80% dintre investițiile din momentul de față din România și mă refer aici de la autostrăzi, la construcții de spitale, grădinițe, infrastructură feroviară, tot ceea ce se construiește în România acum, în proporție de 80% e făcută cu bani europeni. Pentru că noi beneficiem, și asta este marele avantaj al României, beneficiem de fondurile astea structurare de la Bruxelles, multe dintre ele gratuite. Ei, dacă noi nu ne vom menține angajamentele pe care ni le-am luat în fața Comisiei Europene, mai ales în ceea ce privește deficitul bugetar. Atenție, noi am zis că vom avea un 5%, da? E posibil să avem un 8%. Ar fi al treilea an la rând când noi ne respectăm țintele. S-ar putea la un moment dat, Comisia Europeană să ia niște măsuri împotriva României. Și atenție, nu vorbim de Comisia Europeană asta care e în momentul de față și care a fost destul de indulgentă cu România din perspectiva anului electoral pe care uh, îl avem. Au fost alegeri europarlamentare, alegeri în România, alegeri peste toată întreaga lume. Ei, nu noua Comisia Europeană, care probabil se va forma în toamnă, va fi mult mai dură din perspectiva menținerii, practic, ecosistemului ăsta administrativ și de business la nivel european pe niște linii predictibile. Ei, iar asta înseamnă că va acționa mult mai dur în ceea ce privește derapajele statelor. Iar noi suntem singura țară care suntem în deficit excesiv. Dacă nu ne vom asuma angajamentele, nu este exclus ca noua Comisie Europeană să, se ia măsuri împotriva României, să ne înghețe, practic, fondurile europene, cum le-a înghețat și Ungariei. Da? Ungaria are în continuare fondurile europene înghețate pentru că nu și-a respectat angajamentele și a luat niște măsuri care pe care Bruxelles le-a considerat absurde și care încalcă, din punctul, din punctul lor de vedere, accesul comunitar. Adică, trebuie să fim foarte atenți ce mergem și discutăm la Bruxelles și cum ne respectăm angajamentele luate. Pentru că fără banii europeni, în România în momentul de față nu s-ar mai face investiții. Gândiți-vă că 80% din ce încasează statul din taxe și impozite de la noi, de la cetățeni, de la populație, de la firme, ei, 80% din banii ăștia se duc pe niște cheltuieli fixe pe care statul le are, adică salarii, pensii, cheltuieli sociale și cheltuieli de administrare. Practic nu îi mai rămân decât 20% bani cu care să facă și investiții, să facă și tot felul de lucruri care țin de dezvoltarea acestei țări. Prea puțin, prea puțin. În niciun caz, de euro. În niciun caz n-am mai vedea autostrăzi sau porțiuni noi de autostradă, spitalele regionale alea pe care le așteptăm cu toții de ani de zile și foarte, foarte multe lucruri care sunt pentru noi, Populația. Da, foarte e, importantă. e E un pericol foarte mare și sper că europarlamentarii, uite, ajung din nou la europarlamentarii, europarlamentarii români, ce aleși acum în cadrul alegerilor de duminică, să aibă într-adevăr capacitatea și să dea dovadă de coeziune și să acționeze împreună pentru a crea lobby la Bruxelles și a încerca să evite toate situațiile nedorite în care s-ar putea afla la un moment dat în România un fel de țapi spășitor și un fel de exemplu negativ pentru comunitatea europeană. Pentru că putem fi tratați de pe negativ, în așa fel încât să, să, ne trezim în niște situații nedorite. Mai cu seamă că să nu uităm un lucru. Partidele extremiste, cele de, de um, protecționiste, da? uitați-vă ce s-a întâmplat în Germania, în Austria, în Franța, da? cu partidele astea extremiste de extremă dreaptă, da? Că asta vreau să spun. Ei, astea, aceste partide merg pe ideea de izolaționism, de protecționism economic și de, practic, de uh, înăsprirea condițiilor de imigrație în Europa. Ei Consideră că fondurile europene ar trebui alocate mai ales țărilor care produc banii europeni. Adică dacă o economia franceză produce niște bani uh, pentru bugetul european, mare parte din banii să se ducă înapoi în Franța, nu se mai ducă spre țările din estul Europei, cum se întâmplă în momentul de față. Și să-și protejeze în felul ăsta agricultura, ați văzut, vă mai aduceți aminte de grevele agriculturilor din Franța. La da. fel se întâmplă și în Germania, la fel se întâmplă în Austria, cam peste tot. Toți vor să țină de banii europeni pentru ei și să nu-i mai împartă pe, pe niște criterii de dezvoltare, cum se întâmplă în momentul. De față. Mai mult decât atât, aceste partide vor face o presiune extrem de puternică în viitorul Parlamentului European pentru a năspri condițiile de acordare a fondurilor europene. Nu se va mai merge pe ideea că acordăm fonduri de, pentru infrastructură, inclusiv infrastructură de educație, învățământ, sănătate. Alea deja sunt rezolvate problemele astea în țările europene, mai puțin la noi și în alte două-trei țări din, din ăsta Europei. Vor aloca mai mulți bani europeni pentru economie, pentru că miza mare a norului Parlamentul European și a Comisiei Europene este să susțină. Economia europeană în condițiile războiului extrem de puternic, la nivel economic, pe care Uniunea Europeană îl duce cu Statele Unite, cu China în principal, două, două țări unde se iau măsuri puternice de protecționism. Gândiți-vă cât de ieftine au ajuns să devină mașinile electrice din China și cum au invadat piața europeană. Nu mai vorbesc de americanii care susțin extrem de puternic economia economia lor pentru a, pentru a reuși să exporte din ce în ce mai mult. Și noi, la nivel european, trebuie să luăm măsuri pentru a re re renova, renova între ghilimele, economia europeană, care să nu uităm, până până înainte de război din Ucraina, depindea în proporție de 60-70% de gazele ieftine și de energia din, din Rusia. Din momentul în care ne-am decuplat de la aceste resurse ieftine de energie, gaze și petrol, economia europeană a avut o problemă. Și la capitolul competitivitate, în momentul de față, noi rămânem în urmă ca continent, ca să zic așa, iar europarlamentarii ăștia extremiști pe asta merg, pe ideea că hai să susținem economia europeană și să nu mai aruncăm banii pe proiecte care nu ne interesează. Pe, nu interesează pe nimeni în Franța sau în Germania că la Vaslui se dorește să se construi un drum județean cu fonduri europene. Noi da, da, interesant. noi suntem în contratimp, din păcate. Adică alții au da, rezolvat de este. mult problemele astea și noi am rămas undeva de căruță, să spun așa. Uh, bun, astea sunt lucrurile ce ați pomenit uh, că sunt în sarcina europarlamentarilor să știe să pună problemele acolo, la Bruxelles, așa cum trebuie, astfel încât uh, să vină și fonduri în continuare și să reușim să, să ne dezvoltăm și să facem uh, cu fonduri europene lucrurile pe care uh, mai avem. Să le facem. Pentru consumatorii obișnuiți, pentru populația obișnuită, dacă înainte fin de final aveți de dat niște sfaturi economice, noi cum ar trebui să procedăm, ce ar trebui să facem, cum ar trebui să ne păzim, dacă este în, în putința noastră să facem asta, să ne păzim portofelele ca să trecem peste perioada Acum. asta și cea care va urma. Hey, vestea bună e că România a crescut semnificativ gradul de economisire, adică oamenii au înțeles că să spui niște bani deoparte nu la salte atenție, în cont bancar, în depozite e absolut necesar în condițiile în care crizele astea multiple, de orice natură, socială, economică, sanitară, de toate tipurile, se vor acutiza, se, vor, se vor, vor fi din ce în ce mai multe în, în perspectiva următorilor 10-15 ani gândiți-vă că noi în România mai avem o problemă cu forța de muncă 1,6 milioane de oameni vor ieși la pensie de creței în următorii 10 ani. Va fi o problemă pentru economia românească. Da? Ei, din această perspectivă, oamenii au învățat să își pună bani deoparte, să fie mult mai atenți la cum cheltuiesc banii. Inclusiv risipa a scăzut semnificativ în România. Vedem și aceste programe care sunt absolut salutare cu aceste zi, Uh, pachete de, de, de servicii de, de uh, renoire, practică a parcului auto, de uh, eliminarea dozelor de plastic, de cum, nu, nu știu cum se le spune în momentul de față. Uh, ideea e că se încearcă niște lucruri menite, să, să, să ne facă, să, să nu mai cheltuim, să nu mai risipim bani. Și cred că ăsta este principalul lucru pe atingi. care trebuie să-l facem. Da. Pe... Să fim mai atenți cu banii, să nu mai risipim, să vedem, să cheltuim pe lucrurile care contează cu adevărat și să, să ne gândim în perspectivă, pentru că, din, din perspectiva anului 2025, lucrurile vor arăta destul de gri, ca să nu zic negru, din punct de vedere al cheltuilor pe care le vom avea de făcut în 2025, de pornind de la taxe și impozite locale până la cheltuielile obișnuite de consum. Ei, pentru cei care, de pildă, vor să-și cumpere o casă, este foarte important de, de reținut faptul că în, acum este momentul să negocieze la sânge, de exemplu, cu dezvoltatorii, pentru că 70% dintre ei sunt în, în criză financiară și sunt disperați să vândă în momentul de față, că le-au scăzut afacerile foarte, foarte mult. Deci un moment foarte bun, foarte prielnic să negociezi achiziția unei locuințe, mai ales că în perspectiva următorilor 50 ani și locuințele din România se vor scumpi, la fel cum s-au scumpit în Varsovia, în, în Budapesta, în toate celelalte țări din, din, regiune. Așa că e un moment propice să ții o casă. Atenție, dacă vrei să ți iei, iei prin credit, din punctul meu de vedere, un credit cu dobândă variabilă, pentru că la un moment dat sau, la un dat, probabil și Banca Națională va da semnalul ieftinirii creditelor și dacă ai o dobândă fixă pe 5 ani, vei rata practic posibilitatea de a plăti o dobândă mai mică. Deci trebuie să fim atenți și la lucrul ăsta și să încercăm să ne găsim un al doilea loc de muncă sau să ne pregătim, să urmăm un curs de pregătire pentru încă o meserie. Pentru că s-ar putea ca jobul pe care îl avem în momentul de față, în următorii 10 ani, să nu mai fie uh, fezabil, adică să nu să pur și simplu să dispară jobul respectiv sau să, să firmele, firma la care lucrez să nu mai existe în piață. Avem Așa un plan B, să avem un plan B. Să avem un plan B, e absolut esențial. Pentru că lucrurile se schimbă cu o viteză incredibilă în economia, în, în, în zona în care se fac bani, în joburile astea care aduc un câștig mai bun, mai mare decât salariul minim. Adică, hai să învățăm, de exemplu, să fim electricieni, să fim chiar și zidari, pentru că am un partener, de exemplu, care caută disperat, disperat electricieni și zidari să le dea câte 5.000-6.000 de lei pe lună salariu net și nu găsește, pentru că din păcate în România nu mai sunt meseriași, oameni capabili și serioși care să facă niște meserii extrem de ciudate de piața forței de muncă. Deci să nu ne fie rușine să muncim și să găsim un alt job care să ne aducă mai mulți bani decât salariul pe care îl câștigăm în momentul de față. A trecut vremea când intrai, ieșeai de pe băncile școlii, te angajeai într-un job și așteptai să vină pensia, da? să ieși la pensie din jobul respectiv. Nu, acum trebuie să ne mișcăm dacă avem să avem o viață mai bună, să ne căutăm tot timpul oportunități în așa fel încât viața noastră să fie mai bună, mai ales în contextul provocărilor astea generate de inflație, de, de problemele economice și chiar și de digitalizare, care, din punctul meu de vedere, va reseta în perspectiva următorilor 10 ani um, multe lucruri. De, da. din, din multe lucruri, da. Exact așa este. așa este. Bun, vă mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați povestit, așa. pentru toate sugestiile, pentru toată această matematică economică pe care ați desfășurat-o aici, în comunitate, alături de noi. Mulțumesc și o zi A fost uh, analistul economic Adrian Negrescu la București FM.